seama cine suntem. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu și cu ocazia acestei frumoase zile pe care astăzi o sărbătoriți, cineva drag v-a organizat o surpriză. Aveți idee cine e autorul ei? Fiecare. Da, vă mânem după el tot. E foarte frumos. Torta din partea lor. Șampania. Și voi da citire mesajului de felicitare din partea lor. Draga noastră, tu ne-ai învățat să ne respectăm și să respectăm pe alții. Tu ești cea care ne-a învățat să fim toleranți. Tu ești cea care ne-a ascultat întotdeauna și care a fost alături de noi mereu. Îți suntem recunoscători pentru faptul că ne-ai iubit necondiționat și că ai avut grijă de noi toată viața. Îți suntem recunoscători pentru că îți pasă de viața noastră, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru noi când lucrurile merg rău. Îți urăm o zi plină de voie bună și sperăm că dragostea noastră să-ți umble viața la fel cum dragostea pe care ne-ai purtat-o tu a umplut-o pe a noastră. Te iubim la infinit, căci ție îți datorăm ceea ce suntem astăzi. La mulți ani, scumpă mamă, bunică și soacră! Mulțumesc din suflet la copilașii mei, la băieți și la fată. Dumneavoastră să fiți sănătoși, așa surpriză frumos. Și vă mulțumesc din suflet. Sănătate multe vă doresc și vouă și la copiii mei. Unde se află, Dumnezeu să-i aibă în pază și să fie merit acasă. Dar eu vreau să fie cu noi alături. Să-i nu să primit acum. Mulțumim, foarte frumos, mulțumim. Să fie neșteptate și tare mult mi iese dor de deșe, tare mult. Să duc pe jumătate de ani. Da, să duc tămar la zilele cele mai importante, să te mă voi iubește și cu aștept cu nerăbdare să nu-i păcați. Să ne împărnim și mă lăsă. Nu vă mai dau voi să puși țipere. Iubiet, tăiușelul, slăvâncic, nu-i păcați cu ei.